Suntem de la Vocea Basarabiei și vrem să aflăm ce cred cetățenii despre criza energetică din Republica Moldova. E o criză dictată de situația internațională, în genere. Criza în toată lumea, nu numai în Republica Moldova. Dar cum credeți că ați putea face față problemelor cu care ați putea să vă confruntați în sezonul rece? Unicul lucru să facem economie. Acum toată Europa să mizați să reducă cu 15%. Ne punem un pulover, un palton mai gros, da? Ce să ne facem? Dumneavoastră, la ce ați fi gata să renunțați pentru a economie? Pun mai puține becuri. În loc de 3, pun numai 2 sau 1. Cu gazele, la fel. În loc să fierb, de exemplu, 2 litri de apă, dacă am nevoie doar de jumătate, fac treaba asta. Eu să cred că trebuie să găsească limba comună în Rusia și să luăm de acolo și gazul și tot, că viața e prea scurtă și, cum spun, trebuie să trăim normal. Ce cred cetățenii despre criza energetică? Clar că este o problemă destul de majoră, dar cred că guvernanța noastră o să descurce cumva. Noi suntem cu încălzire autonomă și adică putem face economii. Nu știu ce o să fac persoanele care au încălzire centralizată. Dar la ce sunteți gata să renunțați în cazul în care veți fi nevoiți să economisiți? Practic la nimic. Noi și așa suntem restrânși în cheltuieli. Adică nu ne permitem să mergem prin restaurante, de exemplu. Și acum, cu scumpirile astea, toți oamenii, eu cred că a să stări să economisească cât mai mult și mai mult. A ieși din casă. Dacă televizorul nu ai nevoie de să te folosești, oprit. Я не думаю, что уже можно больше экономить, чем люди экономят на данный момент. Что можно отключить, чтобы больше сделать экономии? Я же как у моего проблема мондиала. Ну, ари лок дар пи территорию ностру. Экземпл, я же для сад. Я ар путя с фак экономисерию, ку, мэрю, фасус карбуни с фолосеск. Авем лем не авем. Да, так, так ли купрым легал, да, подурари. Dar și la oraș, nu știu, nu văd o soluție de economizare. Eu sunt de la țară și la mine încălzirea e de la lemne. Și cu lemne ne-am afrozionat. Pur și simplu, anul ăsta, de anul trecut, da, anul ăsta s-a scumpit foarte mult. Dar chiar anul ăsta nu vezi în față. E foarte greu. Ar fi bine măcar să dea un ajutor, măcar la pensioneri. Noi ești tineri, ne-am mai descurcat, dar pensionerilor le vine foarte greu. Criza energetică e o problemă care ține mai mult de politică decât de cetățeanul în sine și respectiv este să vă soluționa oricum. Dumneavoastră, ca și cetățean, cum credeți că ați putea face față problemelor cu care ați putea să vă confruntați în sezonul rece? În primul rând să fac niște rezerve în timpul când îmi permite, adică acum nu plătim energia chiar în așa măsură, respectiv fac niște rezerve. Cum s-au descurcat până acum? Cred că credeam înainte să ne descurcăm. Aici soluții nu există. Să le punem la rând, așa, care pentru mâncare, care pentru gaz, care pentru lemne și așa mai departe, alte șări. Cum ați putea face față problemelor cu care ați putea să vă confruntați în sezonul rece? Nu, eu am căsuțe pe pământ și cu lemne. Cu lemne. Șcat. Credeți că să economisim sau să avem un consum rațional este o soluție? Nu este soluție, fiindcă și așa oamenii n-au și mânca. Nu este o soluție. Было сказано, экономить газ, экономить воду. Но многие бабушки с детьми, где трое, пятеро детей, как экономить газ, когда надо и завтрак, и обед, и ужин, это дети. Какая может быть экономия? Начать фигата с ренонцать, как се экономисит. La vestimentație nouă. Să sperăm că vor fi ajustate prețurile, măcar la produsele alimentare, ca să compensăm una cu cealaltă. Soluția așteptăm de la guvernare.